acum te recunoaște lumea cel mai mult pe tine, așa e? Asta pentru că mă plimb prin parcuri, așa îmi trebuie. Eu cred că după faza aia cu aparatul dentar. Mă tot gândeam la faza aia cu brecheții, cu aparatul dentar. Adică acum chiar că e cool, dar atunci la vremea aia era ciudat, rău. Adică nu te fugăreau șmecherii. Era, la vremea aia se purtea băieți de cartier, se purta gangstereala. Da, nu, purtam gumițe colorate, adică chiar îl scoteam în evidență. N-aveam o problemă cu asta. Păi înseamnă că tu ai adus hipstereala la noi în țară. Ei, aș vrea să mă gândesc eu că am fost promotorul, dar e alții mai șmecheri. Dintre voi care combina cel mai mult? Hai zice, serios. Adrian, mă. Da. Sena? Da. Că nu-i cu noi. Și ce rămânea așa după ce se scutura mai prindea? Căzăturile? Da, așa, căzături. Hai că mai am una și pe 14. Deci voi ziceți că erați foarte cuminți într-o perioadă, dar e păcat de la Dumnezeu, adică ca la vânător când îți intră căprioara în bătaia puștii. Că aia nu mă poți să dacă ești un om cu suflet mare și milos. Stai, poți să ieși altfel, e ca la, viitorul luminos. Ca la pescuitul profesionist. Pescuiești, te arunci. Deci, dar pupi înainte și după aia arunci. Zuci. Zuci pe aștele pe gură. Nu, ai privitul. Ai, nu, ai țucat peștele pe gură. Păi ok, și în lumea reală noastră e privitul. Am privit și aia e, nu? Am venit, am văzut, pescuit, am privit. Am văzut, am luat, am aruncat. A, deci, am venit, am văzut, am privit, am ajuns în cameră la hotel. Cum se zice, veni invitii vigii. Nu, câteodată iei pup și te ții. Depinde. Dar aia numai odată iei pup și te ții. Răzvan, tipup, ce faci? Păi, ce țuc, măi? Mult timp lumea ne considera homosexual. Gay. Mai open-minded, să zicem așa. Într-o versiune mai caldă. Dar e ok și aia, să nu consideri că e impotență. Lumea au zis și de mine că ești gay, și de el că e gay. Dar și de mine, zice. Păi, așa are de ce? Scuză-mă. V-ați filmat cu fete vreodată? Numai cu băieți. Ha, mă, serios, v-ați filmat? Că e și asta o etapă, adică e o încununare a masculinității să și filmezi. Bă, dar tu ne-ai păcălit. Tu ne-ai zis că vorbim de Schleiermacher, de filozofie, de artă, de muzică. Dar nu, că vorbim și de păi aia. Păi, dar acum și de artă, dar vorbim, depinde cum o iei. O luăm treptat. Hai, Siktir, Siktir, da, Bubos. Da, așa cântăm și noi de multe. Sau hai, Siktir, Siktir, Bubos. Noi cântam cu Siktir de multe ori și acum cântăm un concert, când o cântăm, hai băgăm, hai Siktir. Da? Că toată lumea cântă așa. Ce limbă e, portugheză? Sau o limba inventata? Da, Spanglish. Hai Siktir, Siktir Bufos. Hai Siktir, Siktir Bufos. Voi ați făcut armata? Ați prins încă, adică mai era decât noi am dar... prins, dar noi ne-am dat loviți. Cine face armata e bărbat, cine nu face armata e bărbat deștept. De la ce vine accent? Accident suna cam nașpa. Am zis că e prea brutal. Da, 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 și atunci am zis să scriem cu capa, AK, știi, mai de... Și accident de la ce ar fi venit? Varianta mai lungă de la accent. Da, accident.